Este momentul tău acum să iei o decizie și unde simți mai bine. Dacă poate Cristina să fie la aceeași, la aceeași sumă ca și cealaltă echipă. Cum a zis Cristina? Partenerul meu, acceptăm? Cred că nu 20.000 de euro trebuie să determine decizia ta, ci antreprenorii alături de care vrei să mergi mai departe. De nu, dar nici 20.000 de euro nu cred că e motiv să nu mă aleagă Cristina. Adică merge și invers. Deci nu asta e problema. Eu am ales produsul tău și te-am ales pe tine. Da. Înțelegi? Suma este doar un argument minor. Puteți mări până la 120? Dar nu are nevoie. Decizia, Alexandra, hai să o lăsăm. Îmi place de toți și dacă ar fi posibil m-aș asocia cu absolut toți sau pe rând sau cum vreți voi, dar pentru că trebuie să iau o decizie și pentru că trebuie să aleg pe cineva. Am să aleg echipa Cristinei pentru că simt o legătură specială. Asta este singura diferență față de ceilalți. În sfârșit ne-am întâlnit. Alexandra este la București și lucrăm împreună. Transformăm, de fapt, produsul ei într-un produs nou care va fi în curând pe rafturile magazinelor Musette. Alexandra? Da. Ce schimbăm? Hai să începem să schimbăm rețeaua asta cu nauriu. Ce zici? E superbă. Da. E personalizată. Da, arată bine. Da. Și scrie și Musette. Uh-huh. Asta le putem pune în laterale, uite aici. Asta ca dublură. Dar putem folosi pe partea din interior. Uh-huh. Și pe partea exterioară folosim un bumbac organic. Hai să vedem și interiorul, uite-te. Pentru interior folosim o căptușală. Uh-huh. Eu zic că interiorul putem să-l păstrăm. Da. Ar trebui să fie ceva care e ușor și care se usucă foarte repede atunci când o speli, nu? Așa este. Deci ar trebui să aibă niște căpăcele, ăsta e destul de gros pentru cap. Nu? Să știi că nu este. O idee rea, nu? Da. Pentru că ele, dacă totdeauna o au, nu ar fi bine să aibă... Da, să fie un fel de, un produs 3-in-1, cum ar veni, nu? Mhm, da. Și atunci asta putem să folosim și pentru saltea pentru bebe. Exact. Și pentru înfășa, dacă mama o are la ea. Ideea e foarte bună. Nu? Putem să încercăm. Haideți să sunăm pe Dragoș să vedem ce părere are. Da. Ne trebuie un telefon. Astrid, îmi dai telefonul să-l sunăm pe Dragoș, te rog? Hello! Ce faci? Bine, bună, ce faci? Să mă apropii. Bine, bine. Bună! Uită-o pe Alexandra. Bine, Alexandra, ai primit tren, avion spre București? Nu, am venit cu mașina. Wow, da. Foarte bine. Mhm. Bravo, cu mașina personală. Eu așa, pot să mă schimb așa. Așa, schimbă pe lat tu, spune-te invers. Mai schimb o dată, mai sucești o dată, perfect. Invers, încă o dată. Așa, așa, super. Încă o dată. Așa. Lasă așa. Că te sucim. Așa, gata. Ok, perfect. Bine, Dragoș, bine, da. Ne-am întâlnit cu Alexandra și am luat un pic produsul la... Să-l analizăm cu atenție, să vedem cum îl putem face multifuncțional, să-i mai dăm o funcțiune, aia de scutec de înfășat. Știți, să-l folosească mămica și când schimbă copilul. O să-i schimbăm accesoriile, o să o facem puțin mai, adică îi dăm o valoare în plus și va fi așa, un produs rezistent, sustenabil, din bumbac organic. Adică schimbi din materiale sau schimbi din... Schimbăm din materiale. Din materiale și... Mai adaugi aducem... ceva? Da, adică schimbăm toate închiderile astea din elastic, o să le facem dintr-un elastic mult mai rezistent, ca să aibă aceeași rezistență pe care de fapt o are și husa. Astfel încât dacă o folosești un timp îndelungat, nu ți se distrug elasticele și închiderile, știi? Poate fi lăsată moștenire. Da. Să fie folosită de toată familia. Verișori, frați. Da. Cine poate. Și o să aibă expunere chiar la tine în show-ul.
Da, o să aibă, are deja expunere online. Produsul nou va avea nevoie de câteva zile pentru upgrade, ca să fie îmbunătățit, și va fi în magazinele Muzet și online și în celelalte magazine, adică ceilalți clienți. Pentru că deja rafturile farmaciei tăi așteaptă să primească produsele. Okay. La fel și EMAG are listate produsele și o să înceapă, adică și pe EMAG produsele acum pot fi găsite. S-a întâmplat ceva de la emisiune ca și expunere, respectiv comenzi? Da, au vândut foarte bine, au avut o expunere foarte bună și impactul a fost unul pozitiv, adică da, s-au avut vânzări. Dublat vânzările și s-au dublat și de la o medie de 300 de persoane pe site am ajuns la 1000, ceea ce este foarte ok, este foarte bine. Perfect, bravo, felicitări! Așa se face treaba împreună. Da, da. Așa e. O dezvolt puterea Cristi. Exact. ProTV-ul o sporește. Exact.